Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce urmează în viața ta în următoarea săptămână, din momentul în care vizionezi acest videoclip. Hai să vedem ce urmează. Bun, văd aici că reușești să rezolvi o problemă. O relație devine mult mai stabilă. Pentru cei care sunteți singuri, este o săptămână în care aveți o încredere mult mai mare în voi, o săptămână în care sunteți foarte bine dispuși. Văd aici că așteptați niște bani, așteptați un rezultat și acesta să știți că poate să apară. Mai lent, nu deodată, însă apare. Reușiți să ajungeți la o siguranță financiară. Și mai văd de asemenea pe cineva care strânge niște bani aici sau pentru alții dintre voi parcă cineva nu vrea să plece, nu vrea să vă dea drumul. Ia uitați. Poate voi sunteți siguri de un anumit lucru în legătură cu o persoană sau vreți neapărat să faceți ceva în plan profesional sau în general în viața voastră, vreți să faceți ceva. Și văd aici foarte clar faptul că o să încercați cât de mult puteți să vă împărțiți între două situații, între două lucruri diferite. Un succes pe care îl văd aici. Unii parcă mergeți la cumpărături și parcă încercați să rezolvați ceva. Ia să vedem. Bun, atenție puțin pe zona sănătății în această săptămână. Încercați să fiți atenți la ce alimente consumați. Văd aici o persoană supărată, o persoană singură, o persoană care stă și plânge pur și simplu. Și nu cred că sunteți voi. Cineva plânge după trecut. Poate să fie o problemă de sănătate veche aici sau o problemă financiară care este de mult timp. Totuși, văd și o nouă șansă, o nouă ofertă pe care o primiți în această săptămână. O veste bună din familie sau o veste bună care are legătură cu un grup de oameni. Mai văd aici pe cineva care se află la distanță de voi și care stă și vă privește. Dacă sunteți într-o relație de trio, vedeți că este cineva care vă dorește, cineva care pur și simplu vrea să vă cunoască, cineva care vrea să vă fie alături. Hai să vedem mai departe. Apare o provocare, iarăși, văd aici. Bun, deci dacă sunteți într-o relație, dragii mei, să știți că aici lucrurile devin mult mai stabile, devin mai sigure. În sfârșit știți și voi unde vă aflați. De asemenea, văd pe cineva care nu vrea să vă dea drumul, cineva care se simte pur și simplu foarte atras de voi. Cu toate că văd că unii suferiți, unii sunteți foarte supărați. Vreți să lăsați ceva în urmă, vreți să părăsiți ceva. O persoană, o situație. Poate o relație de dragoste devine mai matură. Aici văd că în cadrul unei instituții veți avea parte de o provocare. Cineva vă propune ceva, iar voi nu sunteți de acord. Pentru alții chiar poate să fie vorba de o sumă de bani pe care o primiți. Dar și de faptul că unii, nu știu, aveți parte de o răceală într-o relație, dacă știți că nu sunteți băgați în seamă, dacă știți că lucrurile nu funcționează. Văd un bărbat mai șaten, cu ochii mai deschiși la culoare, o persoană care vine aici și încearcă să vă convingă de ceva anume. Atenție dacă sunteți femeie și dacă partenerul are aceste caracteristici. Poate fi o persoană din zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător sau poate chiar și zodia pești. Ha, bun, aici văd că cineva tot încearcă să vă țină într-un loc, încearcă să vă țină într-un blocaj.
o să aveți o negociere sau o discuție cu cineva prin care o să încearcă să vă convingă să reacționați fix așa cum își dorește această persoană. Dar simt aici că mulți dintre voi parcă reușiți să găsiți o rezolvare. Da? Și poate fi într-o situație care ține de bani, care ține de a plăti ceva sau a primi niște bani. Hai să vedem mai departe. Dacă sunteți despărțiți de cineva, este posibilă o revenire a acestei persoane și o tentativă de a vă împăca. Însă, totuși văd aici că nu se reușește, da? Nu se reușește. Voi aici aveți parte de o surpriză foarte mare pentru inima voastră. Foarte mare. O femeie de la locul de muncă sau o femeie din jurul vostru care gătește bine, care este foarte atentă la modul în care arată, care se îmbracă frumos, iarăși ar putea să vă facă o foarte mare surpriză. Însă văd aici o problemă de sănătate a unei persoane și o tentativă de a vindeca lucrurile. Sau de a vindeca relația, de a vindeca situația. Alții poate vreți să faceți un împrumut, vreți să vă împrumutați de niște bani. Văd aici că stați, vă odihniți, vă relaxați, sunteți foarte gânditori la această situație din trecut și parcă încercați să acceptați ceea ce aveți în momentul de față. Însă sfatul cărților este să încercați totuși să nu vă mulțumiți cu puțin, pentru că este o persoană aici care nu vrea să renunțe la niște bani sau este o persoană care se mișcă foarte greu și care pur și simplu vă frânge inima. O să mai scot un rând de cărți pentru voi și a ieșit Regina de Bât. Dacă sunteți femeie, vedeți că e posibil să fie vorba de o rivală. Adică o persoană în fața căreia voi simțiți concurență, da? Nu vă simțiți bine. Alții văd că parcă vreți să vă relaxați puțin, vreți să mergeți undeva, vreți să achiziționați ceva. Dacă sunteți într-o relație cu cineva, văd că în urma unei discuții lucrurile încep să se așeze, încep să devină mult mai mature. Însă, vedeți că e posibil să vă îndepărteze puțin de partener sau de parteneră. În cadrul unei petreceri sau în cadrul unui eveniment important, aici se vede foarte clar faptul că cineva are parte de o surpriză foarte mare, deci ceva se dărâmă, ceva se spulberă, dragii mei, parcă este o petrecere cu artificii. Și văd un drum pe care îl faceți în această săptămână pentru a vă întâlni cu două persoane mai tinere sau în alte cazuri văd o surpriză pe care o aveți la un drum. Mergeți undeva și acolo aveți surpriza. O problemă de sănătate văd pentru cineva sau o problemă financiară. Pentru alții văd aici că iarăși, nu știu, are loc ca un fel de ceartă, ca un fel de, nu știu, de discuție din aceasta mai aprinsă, da? În legătură cu o situație care nu este foarte clară. Văd pe cineva care nu este deschis sau deschisă la aceste lucruri care se întâmplă. Și avem aici 7 de cupe în final. Deci e clar, cineva își face niște iluzii. Dragilor, trecutul nu mai revine. Încercați să comunicați aici din ce văd eu. Că asta o să vă ajute. Dacă aveți legătură cu zona medicală, vedeți că acolo puteți să rezolvați problema, dar, nu știu, puteți să dați de o persoană care este mai dificilă, o persoană care este mai în vârstă și care, nu știu, v-ar putea spune niște lucruri care să nu vă placă, da?
Cred că lucrați în două părți, nu știu, vă ocupați de două lucruri în această săptămână, aveți două ocupații, fie că lucrați, fie că nu lucrați, deci aveți două lucruri care vă preocupă. Hai să vedem ce e cu blocajul acesta de aici. Voi încercați să ieșiți din această situație, din acest blocaj. Și parcă, nu știu, ați găsit mai multe soluții. Sau cineva vă promite că o să terminăm, că o să te angajez, că o să rezolvăm problema cu banii, că o să rezolv problema mea personală. Dar vedeți aici că până la urmă e posibil ca o persoană să rămână singură. Văd că mai apare posibil cineva în peisaj. Dacă bănuiți că persoana, nu știu, iubită mai are pe cineva, să știți că în această săptămână este posibil să aveți și dovezi concrete. Pentru cei care bănuiți asta. Văd pe cineva care pleacă, cineva care abandonează ceva anume. Persoană care se tot sacrifică aici pentru voi, iarăși mai văd. Bun, dragii mei, haideți să vedem și zodiile implicate. Am spus balanță, gemeni, vărsător. Pești, săgetător, fecioară, berbec, săgetător, leu, rac, scorpion și fecioară, capricorn și taur. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți și să ne revedem cu bine și la o altă citire. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, funcții gratuite pentru toată lumea, iar pentru cei care doriți să mă ajutați în acest proiect, tot ce trebuie să faceți este să dați aceste videoclipuri mai departe și, de asemenea, dragii mei, vă aștept cu drag și în comunitatea acestui canal, dacă doriți să susțineți activitatea canalului, vă îmbrățișez și vă doresc o zi sau o seară binecuvântată.